Cerul parcă a fost pictat seara trecută la apus. Nuanțele de portocaliu, violet și roșu au fost în perfectă armonie și au făcut spectacol pentru bucureștenii, în care n-au ezitat să imortalizeze momentul. Rețele de socializare au fost o adevărată expoziție. Totuși, odată cu acest fenomen meteorologic neobișnuit, vor avea loc și schimbări ale vremii, spun meteorologii. Spectacolul de culori care s-a văzut pe cerul capitalei a umplut rețelele sociale de fotografii. Ultimele raze de lumină au avut nuanțe neobișnuite de portocaliu, violet și roșu, perfecte pentru a fi imortalizate. Există însă și o explicație pur științifică. Lumina roșie, care are cea mai mare lungime de undă, ajunge mai aproape de pământ, în vreme ce restul culorilor se risipesc în atmosferă. În ciuda acestui spectacol de culori, fenomenul de seara trecută anunță cum va fi vremea în următoarele zile. Enorme. Asta răcirea va fi pentru vreo 2-3 zile, după care treptat temperaturile vor crește. Termometrele vor indica în următoarea perioadă temperaturi și cu 15 grade mai scăzute. Temperaturi minime vor fi cam la nivelul întregii țări, ușor negative, așadar și în zona capitalei ne așteptăm să avem temperaturi sub 0 grade. Aceste temperaturi sunt normale pentru un început de primăvară. Meteorologii spun că vremea se va îndrepta în următoarea perioadă, iar 2021 va fi un an călduros.